nu fac eu apologia acelor vremuri, dar era viața mai ieftină și banul avea mai mult. Până în anii 82, când a început să se strice tot în România, până în 82, nu cred eu că cineva are ce reproșa acelor vremuri, când cu suta era sută, că acum intrăm în partea economică și omul își permitea mai multe. Dar acum e alte vremuri. Lumea se schimbă, alte nu trebuie să-ți amintești, dar să nu privești cu, se zice, cu, să trăiești din amintiri. Dar nici să nu le uiți. Nu, deci, cam asta așa în mare istoria. Jucători mari, antrenori mari au fost. Echipă mare, până la urmă. Nu pot să zicem că echipă mare. O echipă care, mi-amintesc când ne duceam la, mai făceam meciuri fără egal și ne lua, ne certa directorii, ne băgau, că așa erau vremurile. Și zicea, măi, această echipă să nu retrogradeze. Deci obiectivul, fiind valoarea serii, obiectivul era să nu retrogradăm. Dar nu puteam să ne comparăm cu echipele divizionare, cum ar cădea acum, dar atunci se mențineau. Ți-am spus, erau jumătate din serie, era foste divizionare, ce mai, și care cădeau și intrau înapoi. Și culmea că cădeau cam tot din Ardeal și promovau cam din sud sau din Moldova și atunci era mare, era un fel de divizie în seria asta a treia. Și trebuia să te lupți până la epuizare să rămâi în divizia, bă, nu. Nu fost și eu când au terminat pe locul 5, 7. Dar am învățat un lucru, că trebuie să ții pasul cu evoluția. În orice domeniu nu trebuie să te bazezi pe ce a fost în trecut. Ți-am spus cu antrenoratul, veneau antrenori care făcuseră performanță, făceau pauză 5, 6, 7 ani în numele care l-ai avut, ce nume ai avut, ce performanță ai avut, nu mai merge, trebuia să ții avem pasă. Cel mai la îndemână exemplu cu domnul Iordănescu la Națională. Putem să dăm ca exemplu. Putem să dăm. Păi și eu puțin, dar aș avea aici o mică adăugare. Eu cred că asta era nivelul nostru acolo. Eu nu cred că l-a pus el pe cineva pe Stancu acolo cu Franța să rateze de două ori sau cu tare. N-am făcut, a făcut tot foarte bun după mine. Puțin m-a surprins că n-am avut potență și n-am, cu Albania mi s-a părut. Dar Elveția e echipă bună, bună. Dar cu Albania am crezut că, deși știam că urmăresc fotbalul internațional extraordinar, foarte mulți erau albanezi care naturalizați cu tare în alte țări și cu tare joacă la echipe mult mai mari ca noastre și mi-era frică și iată că s-a întâmplat acolo dacă a fost, dar restul nu știu dacă a fost. Știi că la noi oricine suntem cârcotași tare. Cârcotași, dar nu se poate să ridice unul capul că ălaltul e mai bun ca el. Și să mergem mult în ziua de astăzi pe pui antrenor care ca și înainte, că și înainte te duceai la federație și făceau aia la federație. A, uite, merge treaba bine. Dacă cumva aveți probleme, îți recomand eu pe cineva. Tu, că a venit din provincie, știi cum e românul? Să dea bine cu ăla după acolo? Îl ascultam. Îl asculta, păi cum să nu? Că ăștia care are ușa deschisă când se duce, plus ăla cu tare, mai pune un arbitru, un observator, cum era. Astea erau vremurile, da? Și le știu toată lumea. Mare antrenori, mari conducători, mari jucători. Ai văzut că după Revoluție a lăsat așa mai moale, că zicea că nu știu ce cutare. Dar înainte era clar, mă, ce? Dacă ce să ne mai ascundem după cutarea? Să juca meciul la... Aici câștigi tu, aici câștigi tu. Păi aia ce e? Poate și după Revoluție, știi scandalul cu cooperativa și cutare. Dar înainte era clar. Dureros era dacă... N-am acceptat niciodată în viață ca, de exemplu, joacă echipa cu Gilului cu cineva și de la noi, 3-4, să trădeze. Înțelegi? Da. Aia da. Dar când era o treabă, bă, câștigă ăștia astăzi. Deci pe urmă aia. Nu-i sportiv. Dar așa au fost vremuri, ce să ne mai luăm? Făceau blaturi. Blaturi. Înțelegeri. Înțelegi. Eu nu... Cum să zic? Nu e sportiv și nu e spiritul sportului și al fotbalului. Dar când... Știi,
nu știu cum să zic, o înșelătorie, dar ai păcălit totuși pe cineva până la urmă, că tu bați aici, eu bat aici, tu la... Bine, că se făcea cu interes. Cu interes. Că nu era sportiv, dar așa a fost vremurile. Poate și în alte domenii s-au făcut și oameni mari, îi vezi că greșesc. Domnule Vătafu, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele spuse. Păi am povestit o zi și o noapte.